să deschidem Scriptura la 2 Samuel, capitolul 6 și să citim versetul 14, 15 și 16. Cuvântul Sfânt spune astfel David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sune de trâmbițe și pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Amin. Vă rog frumos, reluați locurile. O să rog pe Corneliu să mă ajute cu partea tehnică, și o să-i fac semn. Am aici un semn roșu și o să-i fac semn pentru că sunt mai multe slide-uri și vreau să le parcurgem. Eram, cred că undeva prin anul 2000, vreau să vă spun și lucrul acesta. Și am fost invitat de un coleg, de un prieten să mă duc la o biserică pe care eu nu o cunoșteam, n-am mai fost acolo niciodată. Era undeva la marginea Clujului și la un moment dat au fost cântări pe care eu nu le-am cunoscut în general așa, dar la un moment dat am început o rugăciune și rugăciunea a fost destul de ok, adică m-am putut ruga. Dar deschizând mi ochii, M-am uitat puțin și m-am speriat. Pentru că până atunci n-am mai întâlnit așa ceva, n-am mai văzut așa ceva. Rugăciunea începuse mai cu foc, începuse chiar să cânte, era rugăciunea așa întretăiată de sunete de cântare și la un moment dat, când deschid ochii și mă uit acolo pe scenă, era o doamnă, o femeie, era cu un steag mare alb. Și așa vocea cu steagul. E așa. l-am întrebat pe cel care era lângă mine, zic, dar ce face doamna, femeia asta? Ce semnalizează prezența Duhului Sfânt? Pe dar ce? Celălalt nu știu ce e asta? Sau Duhul Sfânt, dacă e în mine, nu, nu poate să mă înștiințeze că e prezent sau nu e prezent? Și, bineînțeles, asta a fost una și nu a trecut mult. Și am ajuns în Mărăști, lângă Expo Transilvan, era un cort, erau americani veniți acolo și predicau. Îmi plăceau tare instrumentele muzicale, atunci, în perioada ce era criză mare de instrumente și m-am dus, am auzit sune de orgă, m-am dus să aud și eu, să văd și eu ce keyboard, ce claviatură au cei de acolo și am stat 5 minute, 10 minute. Era o predicatoriță sau păstoriță, cred că era uh, americană și predica, predica, era foarte implicat în predicare, dar la un moment dat a început să facă o chemare și le spunea celor din jur, haideți la barul Duhului Sfânt, hai îmbătați-vă cu Duhul Sfânt. Iar mi s-a părut o exagerare. Și după aceea, încet, 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 am observat că intră curentul acesta venit din America și din alte părți și să știți că Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim pentru seara aceasta despre mișcarea scenică. Pot să pui următorul slide, pentru că am pus și chiar și următorul. Deci, mișcarea scenică, dansul sfânt, jocul scenic, este considerat de unii revitalizare. Noi ne ne, ne informăm, ne interesăm, ne întrebăm oare este revitalizare sau este o devalorizare a închinării. Și la întrebarea aceasta aș vrea să discutăm, să vorbim, să dăm răspuns în seara aceasta. Te rog să dai următorul. Uitați-vă aici, am surprins Biserica lui Benny Hinn din Florida, 2022. Sunt acolo două femei, nu-s cu steaguri, cu lepedeie, știți, lepedeie, cu cearșafuri. Ea așa fac. jocul de scenă. Și m-am mirat, m-am mirat. Știți de ce? Pentru că noi, acolo e zoom, deci unde vedeți că, așa, vă dați seama ce, ce flamură mare are. Dacă noi am pornit dintr-un punct și ajungem în total alt punct acolo unde este Benny Hinn și cu carismaticii care nu sunt de la Domnul, deci 100% nu, nu, au, nu au nimic cu Domnul, eventual cu Domnul Ban, cu Mamona, să știți că suntem de plâns dacă ajungem acolo. Și tocmai ca să preîntâmpinăm lucrul acesta, eu cred că Domnul vrea în seara asta să ne vorbească fiecare dintre noi, poți să dai... Este o întrebare, poți să dai următoarea: dacă e păcat să dansezi, dacă e păcat să dansezi dansuri sfinte, vedeți? Sunt întrebări retorice, și la astea ar trebui să ne răspundă în primul rând Biblia și să vedem despre ce este vorba. Acum urmează cuprinsul. Uitați-vă, e structură simplă, întrebare și răspuns. Sunt trei lucruri, trei provocări. Le-am numerotat cu C1, C2 și C3 pentru că le putem reține mai ușor. Este întrebarea legată de cuvântul Domnului, de scriptură sau voia lui Dumnezeu să vedem, vrea Domnul să danse sau nu vrea? Sau cultura, uitați-vă, vin unii care aduc argumentul culturii și spun noi. Tu trebuie să fii deschis la minte, trebuie să primești influențele pentru că astea sunt foarte bune. Mai ales să luăm ceea ce este bun din culturile care ne înconjoară. Și atunci putem vorbi un pic de fenomenul de interculturalitate, o să vedem imediat. Și apoi argumentul 3 este cultul sau închinarea pe care ei o numesc autentică sau o numesc închinare nouă, închinare diferită. Noi ne închinăm diferit. Și toate astea pot să dai, uh, uitați-vă, toate astea trei chestiuni, aceste trei teme principale pe care vreau să le discutăm, au trei de re. Pentru că cei din jurul nostru aruncă de multe ori cu noroi asupra bisericilor tradiționale și spun, măi, voi trebuie să faceți ceva, ce să facem, reformă. Păi da... Cum e asta? Uite, reinterpretați Biblia, măi. Sunt versete în Biblie pe care voi încă nu le-ați interpretat corect. Apoi, uitați-vă la relevanță, nu sunteți relevanți. Sunteți în urmă cu 50 de ani. La Billy Graham i-a spus cineva treaba asta și a zis eu vreau să fiu în urmă cu 2000 de ani, pe timpul Domnului Hristos. Și vin oameni și spun, uite, voi sunteți în urmă, ați rămas și uitați-vă iară cultul sau închinarea, revitalizarea închinării, prin elemente străine de ceea ce știam noi că există în închinarea bisericii. Tot așa, după anul 2000, țin minte, pot să-l aici, după anul 2000, țin minte că la Câmpia Turzi, unde am crescut, au venit la un moment dat, da, au fost înainte, înainte, în 97 am venit la școală, la liceu, deci înainte, în 97, era după Revoluție, în 95-96. A venit un autocar plin cu străini, erau americani, și între ei era un pianist, ăsta avea codă, uite așa avea un păr pe spate și un cercel în ureche. Și ne uitam la el ca la circ. Și toți copiii de la biserică din Câmpia Turzi, băi, oare o să lase cei din Câmpia să cânte? Pe... Și l-au lăsa, domnule, și-au cântat la pian. Și ne uitam la el tot, așa, ne, și el se, se vedea studiat. Celălalt era ok din punctul de vedere al închinării, dar noi ne uitam foarte ciudat la el și ne miram. Acum nu te mai miri. Dacă vine cineva într-o biserică și filmează și are o jumătate de coadă pe cap, nu o jumătate, așa, sau are un tatuaj aici pe chelie, nu, nu, nu te mai deranjează. Pentru că deja fenomenul interculturalității lucrează, să știți, lucrează. Și noi tindem să preluăm ceea ce ne aduc alții din altă parte. Dar știți ce, vreau să rămânem la ceea ce spune Biblia despre mișcarea asta scenică, despre dans, despre mișcările de pe podiumuri, să zic așa. Pentru că podiumurile au început să devină scene și scena deja ține de teatru. Și am întâlnit o mulțime, tot mai mulți, tot mai mulți sunt oamenii care încearcă să facă mișcări de genul acesta. Uh, țin minte că eram undeva într-o biserică și un biet frate venit din America și el român de altfel, dar mai în vârstă așa, încerca să le demonstreze fraților cum va fi răpirea și și-a luat o cutie, în cutie a pus niște bănuți și a încercat cu un magnet, avea un magnet dacă am slăbuț și a încercat să atragă de acolo din cutia respectivă, bănuții. Și numai nu, nu -i se lipeau bănuții de magnetul lui. Și te era și la un moment dat a renunțat și o zis, fraților, mă scuzați, s-a dus la loc. Și s-a ridicat după el un bătrân și a zis, fraților, răpirea va fi la clipeală de ochi. Nu cum s au chinuit fratele, le țin ținut vreo două minute să demonstreze cum e răpirea, ce suntem copii. Și vedeți? Problema care este? Problema care este? Că deja tot mai multe predici vedem ca la grădiniță. Își ia armura de carton pe el și vine în biserică. Fraților, asta e sabie. Dar ce? Eu nu știu ce e sabie. Ăsta e coiful. Dar ce? Nu știu că se pune pe cap? Și așa mai departe. Și am întâlnit tot felul de oameni care încearcă și mai ales, știți la ce mă gândesc când văd pe predicatoria care e așa tot umblă, tot așa umblă, tot așa, parcă n-au pace mă gândesc, tot așa după, după, Revoluție, au apărut calculatoarele și jocurile cu Mario. Și era acolo o broască, nu știu, broască țestoasă, de care se ferea Mario. Și când... Eu am jucat și eu câtva, să știți. Am jucat nu m-a scăpat domnul de jocuri. Când mergea Mario să, să, o prindă sau așa, asta îl termina, îl nenorocea, îl omora pe Mario, îl lua viața. Și când când îi văd pe predicatorii ăștia cum umblă așa pe scenă, mă gândesc la broasca aia. Nu știu ce vrea, să, să prindă, să vadă, să... Dar știți ce îmi dau seama? Mișcarea asta scenică, prin asta se încearcă să facă o manipulare, o captare a atenției, o captivare a, nu știu, a subconștientului nostru. Și prin mișcarea asta imediat să-ți inducă o stare, să intre să intri în mintea ta și să-ți spună ceea ce vrea el să-ți spună. Și nu știu dacă e ok... Ce spune cuvântul Domnului, asta e foarte important. Haideți să rămânem aici cel mai mult. Poți să dai următorul: dacă e păcat să dansezi, ce ne zice Biblia? Și am pus aici, uitați-vă, câteva texte biblice pe care le-am putea discuta. Maria Prorocița, sora lui Aaron, joacă are în mâini instrumente de percuție, apoi femeile din timpul lui David, uitați-vă, unul Samuel 18, David care juca din răsputeri înaintea Domnului, l-am și citit în seara asta, apoi, uitați-vă, proverbe 8 cu 30, ăsta ar fi un text discutabil, controversat să zicem, adică Dumnezeu dansează, joacă, Dumnezeu, uite, înțelepciunea lui Dumnezeu, uitați-vă în Matei 11 cu 17, este deocamdată Singurul text pe care l-am găsit legat de joc, de dans. Dar am putea să ne uităm și să le încadrăm, pentru că Biblia, să știți, text extras din context înseamnă pretext. Și a trebuit studiat fiecare din aceste texte, în lumina scripturii și în contextul istoric și cultural de atunci, ca să ne dăm seama unde cântau femeile și jucau. Că nu era un templu, un templu n-ai văzut pe nimeni să joace. Că dacă Isaia ar fi jucat în templu, îl trăznea acolo. Dar noi de multe ori luăm doar ce ne place și hai să mergem la următorul punct. Am extras textul ăsta pe care l-am citit în fața voastră. Poți să dai următorul, pentru că textul e pe zoom, e mai mare. Și uitați-vă ce spune aici. David juca din răzputeri și apoi în versetul 16 spune tot așa, tot de uh, joc mai jos, sărind și jucând înaintea Domnului. Și Mical îl disprețuiește și rămâne fără copii, dinastia lui Saul se pierde prin asta și asta e, așa s-a întâmplat. Dar aș vrea să mergem la următorul, uitați-vă aici. Am extras cuvântul juca, David juca, termenul de acolo, apare doar de două ori în Vechiul Testament și este acest termen, macar care, care provine din verbul carar, a dansa. Dar uitați-vă ce am notat, pentru că nu vreau să vă citesc că știți și voi citi. Deci, se ref... la ce se referă acest cuvânt? Se referă nu la faptul că David neapărat dansa în fața chivotului Dumnezeu, uitați-vă. În Ugarit, în cultura ugaritică, termenul acesta carar era folosit nu pentru dansuri, ci pentru. Diferite scene și mi-aduc aminte ce uh, scrie istoria în secolul 17, dacă nu greșesc, 16 XVI sau 17, cred că 17, de Sfântul Laurențiu care la un moment dat ieșea din chilia lui și de dragul lui Dumnezeu și de îndrăgostirea pe care avea față de Dumnezeu, făcea tot felul de gesturi, față de Domnul, Doamne. Te iubesc, cu cea gesturi, că nu mai putea, exact cum au fost uh, cei trei magi, putând de bucurie, au mers și au dăruit lui Hristos ceea ce aveau acolo. Deci observați, nu neapărat Biblia îmi zice pot să joci, pot să dansez, pentru că David a făcut lucrul acesta. Termenul sărind, l-am extras din versetul 16, uitați-vă, provine tot din verbul pazaz și acest verb este folosit într-un singur loc, în Geneza, în capitolul 49, unde vorbește, dacă nu greșesc, despre arcul lui Iosif care a rămas tare pentru că i-a întărit mâinile Dumnezeu. Și acest verb se referă la agilitatea mâinilor. Vedeți, iarăși la trimite la mâini, la agilitatea mâinilor. Și nici de cum, nici de cum, și poți să dai cam o concluzie aici, nici de cum nu la un dans, în toate regulile lui, așa cum este astăzi. Deci, posibil, asta am extras-o din comentariul cultural-istoric al Vechiului Testament, puteți să îl citiți, poți să dai următorul. Și întrebarea este dacă mișcarea scenică e permisă de Domnul sau nu. David se mișca, uitați-vă, iarăși am extras această frază, înaintea Domnului. Înaintea este acest substantiv, panim, de unde avem peniel. Panim înseamnă în față, adică în prezența Domnului. Peniel înseamnă prezența lui Dumnezeu. El e Dumnezeu și panim, fața lui Dumnezeu. El era acolo, că s-a luptat cu Iacov la peniel. Și atunci se mișca înaintea Domnului David, vedeți? Se mișca înaintea Domnului. Să știți că am întâlnit cazuri, am întâlnit cazuri Uh, mai ales când cobora Duhul Sfânt peste o biserică, frați care de la frenezia aceea și de la cercetarea pe care Domnul le-o aducea, începeau să bată din palme sau să facă diverse gesturi așa. Și astea le-am întâlnit, dar pe oamenii nu-i puteam controla. Nu puteam controla. Am întâlnit cazuri de oameni care au fost ridicați de la pământ, o jumătate de metru, în aer, Stăteau un aer și știu, vă pot da adresa unuia, stă aici aproape, să vă spună cum a fost el ridicat de Duhul Sfânt în aer. Și stătea în aer. De ce? Era acolo fața lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu. Domnul a cercetat și așa a putut să stea și să se închine înaintea Domnului. Poți să dai următorul? Uitați-vă, asta e schema închinării. Mai întâi e prezența divină, fața lui Dumnezeu, apoi e integrat închinătorul în prezența lui Dumnezeu, apoi se realizează actul închinării și apoi apar niște gesturi ale închinării. Problema este următoarea, poți să dai ur următorul slide. Uitați-vă, oamenii de astăzi încearcă să, să răstoarne schema, înțelegeți? Și să pervertească închinarea. Și zic, mă, dacă am ajuns la gesturile ale, ale închinării, bătăi din palme, fluturări așa de brațe sau știu eu, de ce să nu începem cu alia și să inducem falsa noțiune de prezența lui Dumnezeu sau falsa stare de prezența lui Dumnezeu și atunci sigur Dumnezeu vine în actul închinării. Nu, nu, nu. Și vedeți, deja oamenii se gândesc așa, nu mai ajung la prezența divină. Și ei încearcă un fel de manipulare și dacă văd că nu rezolvă cu treaba asta, știți ce fac? Încearcă să umble la sentimentul omului să zică cum te-ai simțit? Bine, slavă Domnului, a fost Domnul aici. Poți să dai următorul, aici o să râdeți un pic. Uh, am avut un vis, cred că era după 2005-2006, atunci, în perioada aceea, în visul meu, era arătată Biserica Albinii și cred că a fost de la Domnul, cred că a fost de la Domnul. Era arătată Biserica Albinii, eu așa consider că a fost o vedenie de noapte, și în Biserica Albinii a reușit vrăjmașul să vină și să ia amvonul, să-l ia la o parte, nu mai era aici nicio tribună, nimica, era doar un simplu stativ, cum îl am eu pe ăsta de aici. Era un predicator pe care nu l-am cunoscut, sau pastor, sau ce era care conducea biserica, dar conducea o jumate de congregație, pentru că jumătate lipseau, era goale scaunele, din jumătatea asta care era prezentă, jumătate dormeau și în față, ceea ce era, să zic așa, nu știu, locul principal sau ceea ce făcea lucrarea principală era o formație care cântau cu instrumentele pe care noi le știm. Și unii se închinau, dar alții vă spun, moțeau și dormeau. Și eu am vrut să mă pun pe un scaun, scaunele erau albastre, biserica era foarte fain, așa realizată ca o bancă comercială sau ca un cinematograf, așa era uh, aranjată biserica. Și mă uit, singurele ferestre care existau în biserica respectivă erau într-o parte, așa în partea dreaptă, să zic, cum am intrat, în partea mea dreaptă. Și acolo erau bănci... Ca pe vremuri, cum erau băncile de la școală pe vremuri, nu știu dacă voi ați prins, bănci din lemn cu două locuri. În prima bancă era sora Ileana din Vâlcele. Vă dați seama? În a doua era Dănuța Ileana, În a treia era Benicibu. I-am cunoscut. A fost parte din visul meu. În a patra mai erau, mai erau pe acolo. Și eu am vrut să mă pun pe un scaun tapițat, frumos, albastru, și Ileana s-a supărat și a zis, nu, aici a vi. Și trebuie să mă duc în spatele ei. Am stat un pic în spatele ei și la un moment dat a intrat în biserică un cățeluș de asta, exact așa cum îl vedeți aici, doar că avea și botul albastru, totul tot. Ăsta cred că a trecut prin cerneală. Și a intrat în biserică și eu când l-am văzut m-am ridicat de la locul meu și am zis nu e posibil ca un cățel să vină în biserica lui Dumnezeu. Apropo, vreau să vă spun că există cântăreți astăzi niște prieteni, un păstor a invitat pe o cântăreață să meargă la evangelizare și a s o dus cu cățelul după ea. Eu nu cânt aici până nu-mi lăsați cățelul în biserică. Închid paranteza. În visul meu a intrat cățelul în biserică și așa de tare m-am supărat, m-am ridicat, l-am luat și am zis să-l duc. Îl duc afară să-l arunc. Am ajuns în holul bisericii, o vulpe. Băi, dar ce caut animale în biserică, mă? vulpii am transmitea, dar primul lucru îmi transmitea cățelul la nivelul gândului. Deci eu cred că e vorba de niște mentalități, de niște duhuri care acționează aici. Cățelul îmi transmitea următorul mesaj, lasă-mă în biserică, eu sunt inofensiv, eu nu mușc pe nimeni, eu sunt așa artizanal, așa de frumos, uite-te cam culoarea cerului, de ce nu mă las în biserică? Dar îmi transmitea la nivelul minții, nu vorbea, îmi transmitea, lasă-mă. Și am zis, nu, în biserica lui Dumnezeu nu are ce să caute un animal. Și am ieșit în hol, o vulpe. Și vulpea era la nivelul minții. Lasă-l jos, că dacă nu, o să o curci. Și iar am zis, nu. Și am plecat să-l arunc, să-l duc afară. Erau trepte, cred că erau vreo 20 de trepte, ca să urci așa la templu ăsta în care eram eu, în biserica asta. Și pe treptele alea urca un leu. Și acum știam că ăsta nu mai vine cu tratative, ci vine să mă forțeze. Și am luat câinele și l-am aruncat peste în stradă și am zis, acolo e locul tău. Și ăsta mi-a fost visul. Dar să știți, să știți, eu cred că Dumnezeu mi-a vorbit o dată pentru partea asta, a doua, pentru tema de data trecută cu ținuta, să nu mi-o luați în nume de rău. Biblia vorbește mult despre ținută și la închinare trebuie să avem o ținută cu evlavie și cu frică. Am fost plecat în urmă cu câteva luni undeva în zona Timișoarei și un frate bătrân, un om al lui Dumnezeu care se roagă pentru demonizați, s-a rugat și a zis că a văzut la noi în biserică diavolul voia să vină cu o domnișoară numită Moda. Și asta aș vrea fraților și surorilor. Ajutați-vă voi pe voi sau unul pe celălalt că așa e frumos și așa e bine să stăm în credincioșie lângă Domnul. Să nu lăsăm ca diavolul să intre în biserică. Uitați-vă! Cățelul lumii, cățelul vopsit al lumii l-am numit, al Doamnei Lume. Ăsta este. Și ăsta poate să intre în biserică prin unul și prin altul. Haideți să mergem mai departe. Al doilea punct, pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune cultura despre mișcarea scenică. Și aici, următorul uh, slide. Uitați, am un parcurs istoric, o să vedeți imediat că ăsta se continuă și pe partea cealaltă. Uitați-vă, în 1390-1400, cum arăta David, psalmistul, în, exact în textul acesta, ăsta e un comentariu vizual, dacă vreți, sau iconografic, la textul din 2 Samuel 6 cu 14. Uitați-vă la el. Are o ținută un pic diferită de ceilalți, un pic diferită, dar e ok. În anii 1390-1400, ăsta era. Poți să dai următorul. În 1540, uitați-l pe David, deja are o vioară, sau nu știu, nu era vioară, abarnam. Cei de la muzică știu cum se numea, oricum e un strămoș al viorii, o are în brațe și cântă, cântă. Dar tot, gesturile sunt ok, poți să dai. Următorul, uitați-vă aici deja, vine dansul, între 1838 și 1901 a trăit artistul acesta. Deci undeva probabil pe finalul anilor 1800, spre 1900, spre secolul 20, deja se vede acolo scena, că deja vă dați seama, teatrul în Europa avea istorie. Poți să dai mai departe. Întrebarea este dacă David a devenit și este model biblic pentru mișcarea scenică, pentru dans. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Poți să dai următorul. Ce înseamnă mișcare scenică? Astea toate țin oarecum de cultură, de... Memorie culturală, uitați-vă, joc scenic, dans, mișcare, componenta de bază a pantomimei. Deci, astea lucrurile astea sunt foarte importante să le înțelegem. Toate astea formează, să zicem, așa: teatrul de umbre, de păpuși, filmul mut, sonor, filmele tactile. Să știți că deja au, au apărut filme pentru nevăzători. Vă dați seama până unde s-a întins și până unde a ajuns tehnologia. Și o să dai următorul. Uh, am aici un citat dintr-o teză de doctorat, un domn care e director de imagine și are experiență așa, spune așa, mișcarea scenică, luminile, decorurile, costumele fac parte dintr-un univers vizual construit spre a dinamiza și a energiza. Următorul slide, aici deja am schematizat. Ce înseamnă mișcare? Uitați-vă, mișcarea scenică e partea din universul ăla vizual și are scop dinamizarea și energizarea. Exact asta o urmăresc cei care vin și cântă în față, și cântă și se mișcă. Dinamizare și energizare. Poți să mai dai? Uitați-vă iarăși teatru, ce este? Instrument de sugestie în masă. Masa îi se supune conștientă, masa de oameni. Conștientă de toată nerealitatea. Și uitați-vă la următorul, pentru că aici iarăși am schematizat, Exist, există deja, vedeți, extras din teatru pentru închinarea de astăzi, așa zisă închinare, există o sugestie, așa mă închin eu, mă, îți diferit, uite, îți sugerez, asta este, închină-te cam dacă vrei, deja mergem la doi, supunere conștientă, exact pe teorema aia pe care a emis-o dramaturgul Victorion Popa. Și după aceea, la o realitate senzorială, simți că Dumnezeu te-a atins, simți că Dumnezeu e aici, Poți să dai. Și uitați-vă, fraților și surorilor, de ce să ne mai zmerim, să stăruim, să cântăm, să agonizăm, să strigăm după îndurarea Domnului, ca să vină Duhul Sfânt în Biserică, pentru că avem alternativa. Poți să dai. Alternativă, uitați-vă. Cântare, joc de scenă și manipulare, asta e alternativa. Și asta se întâmplă, să știți, nu zic în toate locurile, pentru că sunt unii care au preluat modelul și nu-și dau seama de el și sunt alții care, sincer, și merg pe modelul ăla cum mergeau prorocii lui Bal. Bale, auzi-ne și ei tot pe modelul acela mergeau. Poți să dai pe următorul. Modul tău de închinare. Uite, aici sunt trei teste. Testul adevărului biblic, testul sfințeniei personale și testul rugăciunii. Există închinare atunci când eu... Caut în Scriptură să vă, Doamne, ce îmi spui Tu despre mișcarea asta pe care vreau să o fac sau intenționez să o aduc în biserică sau în închinarea mea. Mă uit în Biblie și văd. Sau îmi vorbește Duhul Sfânt pe baza sfințeniei mele personale și trebuie să am un indicator interior care să-mi spună, măi, nu-i bine așa, te rog frumos, corectează-te sau controlează-te. Și apoi trebuie să mă rog pentru ca Dumnezeu să poată să-mi vorbească. Pot să dai, Dățile trecute, vorbeam despre închinarea, că e o conștientizare, proșternere și adorare. Dar jocul de scenă vine și anulează toată treaba asta. Următorul slide, iarăși de la Tozer. Admir, cinstezi, iubesc, sunt fascinat. Dar jocul de scenă vine și spune, nu, 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 altceva. Poți să dai următorul. Iar răspundeam tot în prima noastră întâlnire, efortul depus, asta e închinare, efortul depus pentru a acoperi prăpastia dintre inima interpretului și Dumnezeu l-a asta e închinare pură. Ok, Dumnezeu să zică că e în cer, e infinit, sau au și pe pământ, e peste tot, da. Dar îmi fac un grafic, nu? Dumnezeu e acolo. Și eu sunt aici, și între mine și el există o prăpastie, și a venit Hristos, și între mine și Dumnezeu și a pus crucea Lui. Și nu poate să vină cineva și să. Pășească pe cruce, nu? să conducă pe alții în închinare dacă nu are o inimă răscumpărată, dacă nu are o inimă spălată cu sângele lui Hristos. Și atunci, efortul depus pentru a acoperi prăpastia dintre inima mea și Dumnezeul adorat, asta e o închinare pură, cu condiția ca inima mea să fie răscumpărată, pot să dai următorul. Aici sunt chestiuni istorice, în anul 1895 s-a turnat primul film, a fost Mut, în 27 deja vă dați seama, 30 și ceva de ani a apărut audiovizualul, apoi din 60 încoace cu elemente olfactive și apoi tot felul de elemente astăzi, până într-acolo încât 3 de 4 de nu știu ce și sare gheața lângă tine, nu? și uh, suflă vântul și te sperii, doamne. De biserici americane, poți să dai următorul. Aici am citat dintr-o carte de la un autor, cu arta teatrului poți să dai. Aici am extras cuvinte cheie din articolul lui. Deci, omul acesta spunea că în arta teatrului, cuvintele, uitați-vă, apare doar de două ori termenul cuvânt sau cuvinte, apoi jocul actorilor odată, mișcare, voce, etc., decorul, iar și poți să dai cam esențializat. Uitați-vă, cuvinte de două ori, în arta teatrului, cuvintele poți să le folosești mai puțin, decorul de cinci ori mai mult, și asta deja înspre acolo ne îndreptăm, să știți că multe din bisericile noastre contează decorul, voi în Albini și în alte părți ați rămas un pic mai în urmă, și mișcarea asta contează cel mai mult, limbajul non-verbal. Vedeți? Și poți să dai următorul aici, sper să nu râdeți. Asta e evangelizare, uitați-vă. Știți unde vreau să ajungem? La final o să vedeți ce a făcut pastorul. Uitați-vă. Evangelizare, uitați-vă, pastorul merge, ia după gât, îl laudă un pic pe omul ăla, așa. Am tăiat oricum 30 de secunde. Uitați-vă. Și acum, fiți atenți la gesturile lui. Uitați-vă. O venit Domnul, acei tremurați, tremurați, tremurați că Duhul sunt prezent și uite toată biserica. Vă dați seama unde ajungem? Acolo ajungem. Acolo ajungem. Și nu știu să știți ce, ce se va întâmpla pe viitor. Dar până la urmă, dacă noi mergem pe manipulare psihologică, emoțională la oameni și să încercăm să-i ducem printr-o metodă falsă, asta e foarte pregnantă, se vede clar că nu, nu era de la Domnul, nu? Și știți ce m-a uimit? Un milion și vreo 400 de mii de oameni au vizualizat din 2019 până acum videoclipul respectiv și numai comenturi de genul, zice, dacă aș fi în sicriu, aș sări din el, așa de mult mi-a plăcut. Vă dați seama? Sau zice, diavolul poate să se ascundă, stai omului Dumnezeu, stai, cum, cum l o numit, zice, soldatul lui Hristos. Lasă-mă în pace. Deci uitați-vă, acolo, într-acolo mergem. Al treilea lucru. Ce spune cultualul contemporan sau închinarea pe care o vedem despre mișcarea scenică? Și aici o să urmez iarăși parcursul istoric, să vedeți cât de mult s-a denaturat iconografia aia medievală și din secolul luminilor și în spre modernism, cât de mult s-a uh, diminuat. Uitați-vă, pot să dai următorul, iarăși, comentariu vizual asupra textului pot să dai. Uitați-vă aici, anul 2020. Concert și uitați-vă tema. David Dance. Dansul lui David. Asta era tema la concert. Poți să dai. Uitați-vă aici, 2022, iară, dansul lui David. Deci, oamenii ăștia au scos din context, n-au analizat exact ce spune Cuvântul lui Dumnezeu referitor la textul respectiv și au folosit un pretext. Ca să poată să danseze în biserică, poți să dai. Uitați-vă aici, o conferință în care se uh, analizează tot felul de termeni, dar printre ei, și termenul pe care noi l-am carar, uitați-vă, dens, uitați-vă acolo, îl analizează și sunt termeni ăștia, 2, 4, 6, 8, 10 termeni ebraici, printre care și termenul a dansa, l-au pus acolo, conferință. Ca să inoculeze în mintea oamenilor că mișcarea scenică e din Biblie. Poți să mai dai. Uitați-vă aici. Și 2 Samuel 6 cu 14 e pus acolo. Am mai găsit un poster de genul ăsta, dar era deșucheat și l-am lăsat deoparte. Poți să mai dai. Uitați-vă, studio 6-14. Samuel, 2 Samuel 6 cu 14. Studio de dans, frate, că stai din Biblie. Și-a luat un pocăi din biserică și-a făcut studio de dans. Uitați-vă acolo. Tot felul de. De tipuri de danz, nu? Și asta, uite, într-acolo ne îndreptăm, poți să mai dai. Aici am pus un petic. Uitați-vă, balet, balet. Și acolo scrie mare versetul din 2 Samuel 6 cu 14. Și balet, domnule, că e din Biblie, balet din Biblie. Poți... Uitați-vă aici. Cu asta o să-și încheiem. Astea sunt extrase din concerte și uitați-vă mișcarea scenică. Știți spre ce se tinde? Se facă globalizare și locală. Globalizare locală. Să simtă omul cu cel care pe scenă de aia și coboară printre oameni. Și uitați-vă luminile, întunericul deja, să fie parte integrantă din tot ce e acolo. Uitați-vă, scântări pe care deja tinerii noștri le cântă. Dacă s-ar auzi sonorul, să vă dați seama de multe dintre ele. Mulți dintre noștri le-au adoptat, le-au preluat. Și mă gândesc, pentru că să știți că nu sunt contra, sunt cântări care au conținut frumos și biblic, dar mă gândesc cu mișcarea scenică, cu partea asta, cu luminile, cu scena, cu așa mai departe, nu știu unde o să ajungem. Nu știu. Dar ceea ce e foarte important este să ne rugăm lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Mă gândeam, poate să ruleze, mă gândeam la un lucru. Sunt unii dintre noi care vin și spun, frate, știi ceva, în istoria creștinismului nu s-au văzut dansuri în biserică și rugăciuni, așa, pe dans sau cântare pe dans dar n-a existat, o să spună cineva, nici telefon, nici laptop, nici cu tare, nici cu nici cu Da, dar noi telefoanele și lucrurile astea le folosim în uz personal, nu pentru distracție. Dacă le folosim pentru distracție, deja e păcat. Așa este și cu partea asta. Dacă noi ne gândim la distracție, uitați-vă, omul ăsta a făcut mult rău, scrie în Eclesiast, că un singur păcătos nimicește mult bine. În momentul când omul ăsta merge la învon sau ăsta la altul, merge și zice, uite, poți să câștigi, poți să dorești mai mult bani, Dumnezeu îți dă bani, deschide cerurile, zăgazurile și ți varsă din cer bani în buzunar. Nu știu unde să ajungem, să știți. Nu știu. Dar ăsta e un semnal de alarmă. M-am gândit la o schemă logică, cele trei teme, cele, cei trei factori pe care i-am tratat aici. Cuvânt, cultură și cult. Și noi ne gândim, ok, și ei pe linia asta merg. Asta e incluziune, domnule. Trebuie să ai cultură și să ajungi la închinare. Că altfel ești un incult, că de ai rămas în urmă. Dar eu altfel le iau. Nu merge cu incluziune, cu ce făceam la logică, nu? Eu cred că merge în sistem piramidal. Nu numai în afaceri se folosește sistemul piramidal. Eu cred că cel mai bun ar fi, sus e cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea supremă, apoi e cultura care trebuie să se ralieze la cuvântul lui Dumnezeu și apoi închinarea. Sau poate cuvânt, închinare și apoi cultură. Aici mai trebuie să discutăm dățile viitoare. Dar eu vreau să rămân la gândurile astea. A fost un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, pentru mine în primul rând, pentru că am și eu copii și știu încotro se duce lumea asta și simt merge lumea asta într-acolo, să încercăm pe cât posibil să eliminăm teatrul din biserică, tot felul de subterfugii. Am mers, să știți, și a fost o durere mare în inima mea, am fost în misiune undeva și am încercat să reabilitez un om care n-a mai vrut să fie reabilitat. Știți de ce? La el, în casă, a găzduit la un moment dat un evanghelist de ăsta în cu idei venite din America și avea faima că e mare vindecător de oameni. Era român, era din zona Timișoarei. Și l-a rugat pe gazda lui să meargă cu el până la un magazin să caute ceva. Și a dus și a căutat. Știți ce a luat? Esență de eucalipt pe care a amestecat-o cu un delemnul pentru ungere ca cei care vor simți o adiere sau o arsură sau ceva pe frunte să creadă că a venit Duhul Sfânt peste ei. Când l-a văzut gazda ce face, eu zis, nu, mă mai duc la biserică, pocăiții ne neserioși și eu n-aș vrea, vrea să ajungem acolo. Am încercat, am zis, frate, mai sunt și pocăiți serioși, așa, te rog, frumos, hai, că nu te orștezi din catastife. Nu, nu, nu și nu, n-am mai vrut, n-am mai vrut. Pentru că metodele astea sunt, nu numai lumești, drăcești și diavolul încearcă să intre în biserici pe filiera asta ferice de cel care ia seama. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.